Doamne și domnule, bine ne-am regăsit! Mă uit pe știri, încerc, încerc să văd știri faine. Sincer, nu le-am găsit. S-ar putea să fiu eu de vină, că mi-am pierdut abilitatea să găsești știri faine, dar s-ar putea să fie de vină, mă dacă zic clasa politică e urât, s-ar putea să fie de vină exact aia care, care întrețin nebunia asta în România, nebunia asta socialistă. M-am uitat admirat pe Newsweek, care a luat pur și simplu declarația de avere a Rovanei Plumb. Rovana Plumb e doamna aia bugetară care stă într-o vilă de 700 de metri pătrați, fiul să o umblă cu un bolid de 250.000 de euro o mașină de adevărată și e bugetară, doamna, nu are acțiuni, nu are absolut nimic la... N-are -are nici firmă, nu are contracte cu terți, dar nu. Femeia, cred că, mănâncă numai aurt. Și o să vedeți imediat din Newsweek. Ia uite aici. Are o rată, de 4.000 de euro pe lună. 4.000 de euro pe lună, da? Pentru un credit de vreo 800.000 de euro. Singurul venit este de fapt al soțului, pensia soțului, care este de 1700 ceva. O avut într-adevăr salariu, doamna Rovana Plumb, vreo 64.812 lei într-un an de 650 de milioane, să zicem. 630 de milioane, vezi aici, i-a donat PSD-ului. Soțul este pensionar, are 1735 de lei pe lună. Eu cred că nici întreținerea nu poate plăti din, din, bani, din pensia soțului. Dar a plătit totuși din pensia aia de 400 de euro, rate de 4000 de euro. Acum când mă uit și la Fața Doamnei, îmi dau seama de ce e așa de vehementă în a apăra pe Liviu Dragnea. Eu nu cred că există vreun bugetar în țara asta, bugetar, indiferent unde lucrează, care să spună, domnule, încă n-am ieșit la pensie, dar din salariul meu de bugetar mi-am permis o vilă de. 700 de metri pătrați, un credit de 800.000 de, de euro și o rată de 4.000 de euro. Lunară, da? Eu nu cred că există un astfel de bugetar. Și dacă mai sunt de ăștia care câștigă 8-9.000 de euro pe lună în companiile de stat, ei nu câștigă banii ăștia toată viața. Ei câștigă cât durează o mandat sau până îl dă partidul jos. Sau... Sunt niște chestii sezoniere aproape. Un sezon fiind de patru ani. Să o luăm așa. Oamenilor ăstora le, le e frică. Gândește că poate să vină un procuror să zică Doamna Plumb, trecem peste faza aia cu mașină matriculată în Bulgaria când erai tu ministru mediului și tocmai băgasești taxa auto? Știi? Dar explică-mi și mie ce ai putut mânca. Că până la urmă, totuși, trebuie să mănânci, nu poți trăi numai cu aer. Bă, să trăiești într-o vilă de 700 de metri pătrați, să plătești și gazul... Eu vorbeam acum cu un fost vecin, care zicea, mă, mi-au venit la o casă de 160 de metri pătrați, 11 milioane gazul. Bă, la o vilă de 700 de metri pătrați, cine știe cât o vine? sau poate nu se încălzesc. Poate că don toți într-o cameră, fac un foc acolo cum făceau ea pe vremuri și no, stau toți într-o cameră, că no, e ministru, nu-i ministru, dar nu are bani să plătească gazul. Și lumea nu-și pune întrebări. Bă, până la urmă, eu vreau să vorbesc cu acel pensionar care votează PSD. Să-i pui știrea asta în față. Bă, tataie, tu ai lucrat, poate ai făcut bumbești livezeni. E adevărat, încă unii țin mare recunoștință, aduc prin os de recunoștință lui Ceaușescu că le-a dat bloc. Că așa se zice atunci, îmi dă Ceaușescu bloc. Mă, poate ai lucrat cinstit și ci poate cinstit ai crezut în socialism. Că te-o luat de la coada pe mulți eu o luat de la coada, vacii, de la coada vacii, inclusiv din neamuri de ale mele, nu cu șapte urechi și două perechi, da? Și o făcut domn la oraș, mai în fabrică, mai la strungărie, mai acolo la locul de muncă, dar omul a început să bea apă din perete și să se pișe în casă. Ăsta era visul de aur prin anii 60, îmi povestea bunicul unui prieten. Domnule, ăsta era visul de aur al țăranului în anii 60. Se pișe în casă să bea apă din perete. Ăsta era echivalentul să ajungă la oraș, să-i dea partidul un apartament sau o garsonelă, cum era atunci, da? să lucre într-o fabrică, să-și un ceare și să-și facă nu știu ce. Bă, nimeni nu-și pune întrebări cum ajung oamenii ăștia la asemenea averi. Poate că au avut o idee genială, dar n-am auzit să inventeze nici iPhone-ul, nici nu patron la Samsung, nici nu-i... Nu este ceva, sau nu este altceva decât un bugetar. M-am uitat după aia să vedem dacă există o istorie. Și m-am uitat la Dragnea. Păi Dragnea, în noiembrie 2017, a avut instituit sechestru, uite știrea, pe avere, ca să recupereze de nea un prejudiciu de 127 de milioane de lei. Aia înseamnă peste 27 de milioane de euro, tată. Și nimeni nu se întreabă, bă, totuși, tu ai fost bugetar, e adevărat că în tinerețele tale, când te-ai când te -ai măritat acolo în satul unevasta, ai vândut bere la căruțași, dar din aia nu faci 27 de milioane de euro. Ori ar trebui să ne întrebăm, bă, până la urmă ce e socialismul ăsta? Că până la urmă trebuie să ne gândim, bă, ce e la socialism? Un fost prim-ministru al, al, Marii Britanii a zis, domnule, socialismul are o singură problemă, că se gata banii altora. Ei nu lucrează niciodată cu banii oamenilor. Ei lucrează cu banii oamenilor care Chiar muncesc. Și din banii celor care muncesc, iau și dau celor care nu au niciun chef de muncă. Și aici trebuie spus: nimeni, nicio țară civilizată nu pune sub semnul întrebării ajutorarea celui care nu poate. Ai o boală cronică, ai o dizabilitate. Societatea te ajută. Dar când stai cu burta plină de bere și te uiți la jandar, la echipa aia de jandar trimisă să scurețe zăpada din fundul curții sau să scoată mâinul din curte după inundație și tu stai la bere cum să din gorj și făceau, făceau pariuri să vedem care e mai harnic dintre, dintre jandari, atunci, dragul Badi, eu aș prefera ca articolul 1 din Constituție să n-ai nicio legătură cu statul național unitar, bla, 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 ci să spună așa, articolul 1 din Constituție. Orice leneș care trăiește în România are dreptul constituțional să moară de foame. Pentru că nimeni nu te obligă să fii leneș. Din potrivă, toată lumea îți dă toate șansele. Hai în gardul, dacă nu ai alte calificare. Hai să învârtim betonul, la, la, să băgăm acolo la mortar, dacă nu ai alte calificare. Vino și lucrează vânzător. Du-te prin cluj și o să vezi că tot la al treilea magazinuț. Îți. Afiche, angajăm vânzător. Sigur că nu e salariu mare. Dar mă, dacă vrei salariu mare, mai învață și ceva în școală. Că acum nu, un 2000 de lei primești. Poate și bonuri de masă, dar sigur că nu ajung. Dar nu trebuia decât să înveți în, 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 liceu. Știi că era o vorbă pe Facebook, eu o tot arăt unora și altora, bă, cine amestecă bere cu vodcă în liceu, amestecă după atâta viața nisip cu ciment. Salahor. la hor. Și nimeni nu-și pune întrebări, totuși, cum se fac asemenea averi? De unde se fac acele asemenea averi? Păi să-ți arăt de unde se fac asemenea averi. Se fac din o anumită dintr-o anumită uh, ură, îi zic eu, pe care instituțiile statului român o revarsă asupra românului care vrea să muncească. Și când zic român, mă refer la cetățeanul român. Indiferent de limbă, religie, culoare, etc. Pentru că, uite o știre de astăzi, 7 mai 2019, România are cel mai mare cost fiscal pentru un angajat cu salariu minim din Uniunea Europeană. Că toți zic ăștia, domnule, că vin multinaționale și uite că dau salariu așa de mic. Păi dau salariu așa de mic pentru că pe, hârtie este foarte mare salariu. La un salariu de 1800 de lei, dat în mână, plătești încă vreo 1300-1400 bănuți la stat. Uite aici, KPMG, taxele și impozitele din salariile românilor sunt, printre, sunt cele mai mari din Uniunea Europeană. Față de unele state, sunt cel puțin duble. De acolo se fac banitate. De acolo se fac banii pe care statul, și când zic stat, înțelege conducătorii statului, aleg ca în loc să-i bage în investiții, în loc să taie din impozitele, în loc să zică, mă, dacă un român are pe hârtie 3000 de lei, hai să nu-i lăsăm 1800, hai să lăsăm 2500. Că oricum sunt o grămadă de bani în România. Și cu toate că sunt o grămadă de bani în România, noi băgăm aproape luna și împrumutul de miliard de euro. Pentru că pleacă o parte în pensii, o altă parte pleacă în pensiile speciale, o să vă arăt, sunt cele mai mari din lume, cele mai nesimțite. Știi că vorbim de pensii nesimțite și o să vă arăt imediat. Da? Ori, tu când faci astfel de chestiuni, când îți joc în halul ăsta de contribuabil, tu nu mai trebuie să te că vine contribuabilul și nu mai știe ce portiță să găsească să nu plătească impozite. Pentru că, bă, vorbeam cu cineva, un mic om de afaceri, și eu o zic, domnule, eu tot am angajat pe carte de muncă, totul. Și mi-am dat seama după 5 ani de zile că eu câștig în unele luni mai puțin decât propriul meu angajat. Și mi-am dat seama că, deși am cotizat la stat, dă să meargă, dă să meargă, eu încă n-am autostradă să mă duc până la mama în orașul vecin. Mi-a fost frică să mă duc în spital, îmi zicea. O trebuie să-și ducă copilul în spital, o lua bani împrumut și culmea, de la o mătușă cu o pensie un pic mai mare, ca să-și ducă copilul într-o unitate de asta privată. Și o ziceam, bă, dar puteai să mergi și la stat, că acum ți-o trebuie ție. Și o zice, bă, nu m-am dus de frică. Că atât am auzit de nozocomiale că mi-e frică să mă duc acolo să-mi un dinte. Mi-e frică pur și simplu să-mi duc copilul într-un salon de stat și două zile dacă stă. <coughs> V-am spus, la un moment dat am mers, o trebuie să spăl mașina pe interior, am forțat niște prostii lapte pe acolo, sunt puțit. Și m-am dus la un tip foarte fain, o fugit după mine cu factura, vai, să vă dau tot, 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 tot. Și la un moment dat îi zic, domnule, ma, uite, mai fă o așa. Și omul i-a lăsat mașina acolo, bă, și am văzut că două zile nu mă sună mașina tot acolo. Și am dat un semn să s-a ceva și mă sunat el după încă două zile, să nu vă supărați, o trei să o îngrop pe mama, o merg pentru hernie în spital și a murit. Cum a murit? Infecție nozocomială. Omul venise din Germania, vrea să facă o afacere în România, o pleca după șase luni și o s-o cărat înapoi. Că zis, problema fundamentală nu-i țara, că asta e faină. Problema este nu că nu-i de trăit aici, că nu mai poți trăi. Aici trăiești în România, dar în fiecare moment ai riscul ăla, pur și simplu un risc mortal. Adică te duci în spital, stai două zile acolo și buf, bubuie în tine infecția nozocomială. Unii vor crede că este exagerări. Dar întrebați-vă dacă aveți curajul să vă duceți copilul la spital. Doamne ferește, eu n-am curajul ăla. Uite aici, deci după că ce băgăm, băgăm, băgăm impozite și taxe cele mai mari din Uniunea Europeană, pensiile speciale românești sunt cele mai nesimțite din lume. Nu există nici în Africa, nici în Amazon, unde vrei tu. Nu există în nicio țară civilizată un sistem de privilegii care permite ca un pensionar special să câștige cât 25-30 de pensii medii din sistemul public. Nu există, pur și simplu. Asta nu există. Eu mă aștept ca PSD-ul, dacă mai rămâne la guvernare și dacă suntem atât de tâmpiți încât să nu ieșim la vot, în 26 mai, eu mă aștept ca ei să creeze acele magazine speciale pe care le aveau membrii a ștabia de Partid Comunist, pe care le aveau securiștii, mai țin minte că aveau magazine speciale. Tu nu găseai o ciocolată, nici măcar de aia chinezească, mereu este roș de farmaciste să-ți dea cavit. Mai țin minte, era un fel de medicament cu gust de ciocolată cât de cât. Mai acră, mai... la era bună. Că nu găseai. În timp ce tovarășul de la partid, nu-i așa, ștabul de la partid, sau securistul blocului, știa că poate să meargă la, la magazinul special să-și cumpere tot ce vrea. Eu nu m-aș mira dacă PSD rămânând la guvernare ar face astfel de chestiuni. Pentru că au pus mâna pe toate instituțiile. Azi au pus mâna și pe Curtea Constituțională. Au ales pur și simplu doi tipi care n-au nici înclin, nici în mânecă cu onestitatea publică. Adică oamenii aia, numai cât nu au zis, bă, băgați-vă acolo că avem interese. Asta a fost. Am văzut audierile alea din... Nici, Nimic. Nu cumva să-i puneți întrebare, nu cumva să-l să coborâm nivelul, nu cumva să-l întreba pe unul. Dom'le, câte articole are Constituția? Ăla, mâc. Imediat o sărit ăștia de aici, Iordache și alții. Dom'le, lăsați-l... Halici, Halici o să de data asta. Lăsați-l în pace, vedeți că îl, îl persiflați. Dom'le, dar vreau să-i pun întrebarea cum vei suporta presiunile politice. Nu, nu, îl persiflați, îl intimidați. Bă, bă, răspunde dracului la o întrebare că merge la Curtea Constituțională. Acolo vor veni o grămadă de, de, de chichițe de lege pe care trebuie să le dezlegi. Nu în interesul unui partid sau altul, ci pur și simplu după litera și spiritul Constituției. Gândește pe cine o băgat ăștia. Au în momentul ăsta șase judecători la Curtea Constituțională. Dacă mâine vor spune, de mâine România se numește Republica Teleorman, Curtea Constituțională va merge la Budă și între două căcări și două țigări va spune, da, dragă, am negociat, e ok, e constituțional să numească Republica Telorman. Despre asta este vorba în țara asta. Vorba despre țara asta în țara asta este că țara asta nu mai există. O, adus, o ajuns pur și simplu un teritoriu controlat de o gașcă infectă, cultural vorbind, de o gașcă de repetenți, uite la Nicolicea, uite-te la Dragnea, uite la Tăricianu, ei sunt chiar repetenți. Deci de-aia cu acte în regulă, de-aia care o trebuie să mai meargă o dată la școală, un nu? De o analfabetă, uite-te la asta care are mari probleme cu limba română, îi spune Iohannis, tu muere, tu fomeie, tu vidă din videle. N-ai cum să particip la Sibiu că este un singur loc pentru fiecare țară. Și Constituția îmi spune mie că eu, președintele, reprezint chestia asta. Nu, 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 nu să mă cheme și pe mine că mă dau, mă dau de ceasul morții. Și până la urmă eu zic, Iohannis, bine tu, hai la concert dacă vrei în Piața Mare la Sibiu. Și cui? Cui o spus? Uneia care, pentru că noi ar trebui să... mai nu se fac dezbateri, știi că televiziunile astea de știri mai multe televiziuni de teleshopping. Între două tigăi și două un unsori de alea să nu te mai dau costele. știi, mai dau și ei câte o știre, dar nu fac dezbatere. Uite, tată, o știre. Dăncila asta pe care vin o grămadă, vai să vă pup mâna că eu sunt pensionar, nu știu care... Asta a votat la un moment dat pro-Rusia în Parlamentul European alături de Marine Le Pen. Adică fără probleme. Pro-Rusia, domnule, nu mai dați. Lăsați Rusia în pace, să nu mai, să nu facem probleme, lăsați sancțiunile. Asta este dăncilă. A, că stăi acolo și aproape că ți milă de ea când vorbește. Stai așa cu, dacă e copilul lângă tine, pur și simplu stai cu, stai cu Morcovu, în dos, nu cumva să fac o gafă că râde copilul și nu râde de ea, la început o râzdea. Râde de tine că ai plecat din stradă. Femeia asta trebuia să fie dată jos. Gândește-te cu o analfabetă de asta funcțional. Gândește că e o tipă care nu a avut niciun succes în viața ei. Gândește că o sta 9 ani, o trimis o PSD-ul la, la Bruxelles, n-ai auzit de ea și încă nu e capabilă să vorbească o limbă străină, tată. Adică despre ce vorbim? Nu, nu e capabilă să vorbească limba română corect. Eu însumi, eu însăși, n-are o problemă. Pentru că pur și simplu a dispărut sentimentul ridicolului. Sentimentul ăla de putere, bă, am putere. Dacă fac așa din ochi la ăla, moare de foame. Înțelegi? La, la stilul ăla puturos, balcanoid, care încă mai funcționează în unele județe, Bă, n-ai ce să zici. Așa e învățată, așa e istoria locului de acolo. Teleorman, ți-am mai spus, are un județ corespondent în Bulgaria, Deliorman. Da? Deliorman, pădurea nebună, era și uh, uh, denumirea în turcește, în turcă, a Teleormanului. Și în Teleorman și Deliormanul actual bulgăresc, vreau să facă cei din Imperiul Otoman, o enclavă musulmană în care o adus dă să meargă o grămadă de, o grămadă de, o grămadă de. No, ăștia sunt urmașii și au intrat în politică. Mai zicea cineva, mi-a zis unul pe privat, Pă, că dacă nu-ți place, duce înapoi în Mongolia. Eu? Eu s de delea cu sufletul. Și am vrut să-i dau, m-am fost jenă, știi, de om, că am vrut să-i dau, mă, voi știți că Isaac cea, de exemplu, orășelul ăla mic, cred că e de acolo, e uh, Crin Antonescu. Exact cea prin secolul XIII a fost, fost, o capitală a unui hanat mongol. Și în secolul XIII, până la Mircea cel Bătrân și ceilalți, 1354 sau când au fost, da? cam tot ce a însemnat vechiul regat al României, până la băile de fier, porțile de fier, severin, dacă vrei, hanatul severinului, păi sufletul acolo a fost chiar mongoli. O ramură ilegitimă la Dialogin han care și a făcut treburile pe aici și chiar au bătut monedă cu chipul lui. S-au descoperit și la Isac, s-au descoperit și Moldova, s-au descoperit și în, și în sudul României. Asta nu înseamnă ceva uh, urât. Așa a fost istoria. Nu înseamnă că ăla a fost mai deștept ca al că ăla era mongol și ăla era marțian. Nu. Dar când mai aveți. Uh, câte așa unii uh, ideea asta, merez mă, Mongolia, gândiți-vă că voi tocmai ați venit de acolo. Erted, Înțelegeți. Înțelegeți. Ce spuneam, tată? Știi, m-am uitat la aproape cu milă, adică cu milă, cu anumite compătimire, știi, la Ministrul Sănătății, la Sorina Pintea. Femeia chiar vrea să facă câte ceva poate, nu poate. Și zice, azi o zis, domnule, vă spun foarte sincer, eu cred că suntem un popor, de infractori. Pur și simplu. Femeia n-a mai rezistat. Sunt bani în sănătate și trebuie să se roage de unii menegeri ai spitalelor, da? Trimiteți-mi documente să trimit bani să moderniza spitalele. Nu trimite nimeni. Numai că doamna Pinte ar trebui să știe următorul lucru. Dacă managerul la de spital era ales după competențe și nu după insigna de partid, să fi sigură, doamnă ministru, că vă îngropau în documente și în cereri de finanțare. Așa, acum nu mai semnează nimeni nimic. Că o văzut că o reporni iară de neau. Și managerul de la spital, și asta o știu, din interiorul Partidului Social Democrat din Cluj, că am întrebat nu pe de foarte mari, ce se întâmplă, mă ce-o zis Pintea, e ministra voastră. Și a început să râdă. Și a zis, de ce Zici, bă, vrei să o zic, dar toți fac așa, prima dată că toți fac așa. Eu nu știu. Dacă tovarășul manager de spital, pus politic, de un partid, trimite o cerere de finanțare la minister, îi vine înapoi partidul și spune, mă băiatule, îți dau bani, dar faci cu firma aia. Și am zis, și? Păi și după alia de nea și el e singurul care plătește cu an de pușcărie. Că acum li începe iar să le fie frică că dacă, e, dacă iese căve și la, la șef la parchetul european, am pus-o toți. Și am zis, bine mă, și ăsta e un... Tu zici mai că mor oameni, am zis. I-am povestit de mama celui cu spălătoria care a murit de infecție nezocomială. Și -a zis, asta este, ce să fac? Nu putem schimba. Și acum nu putem schimba. Păi tată, dar ia un bici și du mă la o ședință cu partidul cu biciu, mă. Și zic, bă, vă biciuiesc. În numele ăluia care a murit acolo, în numele la care e fică să ducă copilul, că până la urmă am zis, voi nu sunteți o, un partid de târături. Partidele nu sunt făcute din târături, Partidele sunt făcute din oameni care presupun, nu i așa, că prin ideile lor pot ridica o țară, o comunitate, etc. Facem mă bine ar fi. Da, hai tu, o Hai tu că de tine frică. Nu? Foarte fain, tată. Foarte fain. Între timp, apropo de medici, doamna Sorina Pinte ar trebui să știe și asta. Ia uite aici. Exclusiv de Republica, da? abuzul și autobuzul, cum ia PSD cu arcanul pe medici de la căpătâiul bolnavilor ca să-l aplaude pe 9 mai pe Liviu Dragnea. Și atenție, este s-a pornit de la scrisoarea unui medic revoltat din județul Neamț, o scris luni un mesaj adresat jurnaliștilor de la Republica Ungro, managerul spitalului confirmă că a primit o rugăminte între ghilimele de la primarul comunei Alexandru cel Bun ca să funizeze manifestanți și a întrebat cel de la Republica, doamnă, da, voi luați medicii de la căpătâiul bolnavului să-l duceți într-o zi de lucru ca să-l aplaude pe Dragnea? Și-o început să dea din colț. Primarul vine și el și recunoaște că, domne, am nevoie de intelectual la mitingul PSD să ducem vreo 15 angajați că mai serioși, care nu-s bețiv, nu beau rachiu, că dacă vine un reporter și întreabă ceva, să știe să lege două vorbe. Îți dai seama ce asta? Și noi vorbim acum despre sistemul de sănătate? Da? Bă, bă, tată, eu ar trebui să tac și să vorbească medicii. Nu vă pot face nimic. Un medic este aur curat și în România, și în Uganda, și în oricare țară a lumii sau a Uniunii Europene. Ieșiți și spune, sate, că nu are ce să vă spună. Da? V-ați luat copiii și ați plecat în Franța, în Germania, în orice țară civilizată, că oricum vă primesc oamenii cu brațele deschise. Dacă nu vă uniți să vorbiți despre asta, public, am ieșit 10 medici de la spitalul ăla, în centru, am chemat toată presa, am chemat, nu știu, extraterestri, domnule, noi am ieșit pentru că vor să ne ducă la mitingul PSD și noi nu vrem. Noi avem de lucru. La spital. Ce faci la spital? Plantezi roșii? Nu, nu. La spital salvezi oameni. Dacă vine unul cu un infarct și moare, nu poți să-i spui neveste, știi, o muri, dar eu eram la mitingul la PSD și trebuia că o să stau cu domnul Dragnea. Dacă îți vine unul, un copil cu piciorul rupt, ăla nu poate să aștepte până își gata Dragnea discursurile lui. Ieșiți și spuneți. De câte ori vi se dă un telefon? Ești tată și spune. E singura meserie din România pe care o poți practica oriunde în lume și ai a doua zi salariu de trei ori mai mare, totul asigurat. Ar trebui să fiți cei mai curajoși voi, medicii, din țara asta, pentru că voi nu, vi se poate clinti un fir de păr. Pentru voi lumea iese în stradă. Este meseria poate cea mai recunoscută din țara asta. Și cea mai respectată. Mai sunt două minute? Da, mai sunt două minute. Apropo de Videle și Cluj. Am văzut, zice domnul Ghirlanda, am văzut o postare a uneia care zice: Domnule Cluj, e un oraș de rahat, dar nu se poate. Era o tipă din ploiești care, care îi spunea unei alte tipe care a venit cu trei copii în Cluj, mamă cu trei copii, din videle a venit săraca și nu găsea o chirie ieftină în Cluj. Și asta, din pitești, zicea, dragă, e un rahat de oraș, cu un rahat de mol, cu un centru demn de milă. Și să vezi, că chiriile sunt mari. Dar mă, nimeni nu vă chema să stați aici. Dragă bagi, în toate orașele dezvoltate, chiriile sunt foarte mari. Uite la Paris, pentru o cămăruță de 10 metri pătrați și cobor două etaje ca să mergi la un pișu scurt, plătești cam 900 de euro, că e în Paris. E, sigur, la videle plătești probabil 12 ouă. Și cumperi din piață o găină cu 15 lei nivelul ăsta de trai în orașele dezvoltate nu este pentru toată lumea. Acum nu vreau să întreb o mamă cu trei copii ce cauți tu mamă cu trei copii în al mai scump oraș din România. Că presupun că, nu știu, aș vrea să fii aitistă. Dar dacă ți-a părut o chirie de 3-4-500 de euro scumpă, înseamnă că nu ești din IT. Ai venit ca să ce? Ai auzit că vine toată lumea la Cluj. Da, într-adevăr e plin Clujul de mașini, cred că jumate de Suceava la Cluj, Bacău nu mai vorbesc, acum au început să apară inclusiv Tulcea, Ialomița, plin de gorgi, plin, 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 Teleorman, încep să vină la Cluj. Sigur că dacă te uiți la statistici, l-au văzut, băgat ăștia Clujul undeva pe locul 4. Domnule Iașul, e al doilea oraș. Foarte bine, cu 370.000 de Clujul sărac, numai cu 330. Dar luați seama că există Floreștiu din Florești, din Sătucul ăla cu 5.000 de locuitori, astăzi sunt vreo 52.000. de mii. E atât în Cluj. În Apahida sunt vreo 20 de mii lângă Cluj. În Baciu, o comună de lângă Cluj, iarăși vreo 20 de mii. La un moment dat, prin 2007-2008, era un clasament, știi? Unde se, am văzut pe Hodnius, unde se construiește cel mai mult în România. Păi pe primul loc era comuna Florești de lângă Cluj, pe locul 2 era comuna Baciu de lângă Cluj, pe locul 3 București. Sigur că sunt foarte mari chiriile, Asta înseamnă că în Cluj vin foarte mulți oameni calificați, care câștigă destul de bine care să -și ca să poată să-și plătească o chirie. Și mă uitam astăzi, îți dai că nu mi-a convenit comentariul la că Cluj, o radă și la Rahat, acum vii din videle să-mi spui chestia asta, bă. bă, tată, dar apoi cu prețul unei vile în Cluj, cum perții cartiere în videle, tată. Asta arată nivelul de dezvoltare. Și acum să nu comparăm să nu comparăm pe Boc care l-a dus autobuze electrice în Cluj, primul din țara asta și cele mai multe, cu vida din videle care încă nu a ajuns la pagina 12 la gramatica limbii române. Nu? Și m-am uitat, m-am uitat, da? Pentru un apartament de două camere în Cluj, trebuie să muncești peste 11 ani. În București numai 8 ani, un pic peste. Asta este, tată. În toate orașele dezvoltate, locuințele sunt scumpe. Și m-am uitat, că îmi face plăcere să mă uit acum. Da? București versus Cluj, ăsta e din, nu știu de când era. Habar n-am de când e. Nu? București, unul dintre cele mai performante orașe, cu o creștere economică peste media europeană, sigur că da. Numai că la Cluj se trăiește mai bine. Știi? La Cluj se trăiește mai bine și în clasamentul ăla ă, ă, internațional Cluj undeva cu vreo 29-30 de locuri mai sus decât Bucureștiul. De ce? Poate pentru că nu avem atâta hămesală a autorităților publice. Și când zic este asta, nu o zic numai așa ca să ridic Clujul Slăvi, dar o zic pentru prietenii din București, oameni faini, care m-au sunat în momentul în care, madame firea, o cumpărat autocare turcești, autocar. La un preț mai mare decât o cumpăra Boc aici, Mercedesării. Înțelegi? Și atunci, când noi ne mai tachinăm, așa din când în când, am mai ajung ei la Cluj, mai ajuns la București, și apoi na, ne tachinăm, dar amical. Și atunci m-a dat telefon și erau aproape, aproape scârbiți și o zbă, mă mut la Cluj, maică. Mă mut la Cluj, găsește ceva, apartament acolo, îs aitist, am studii, pot să trăiesc, am meserie. Și doi dintre ei chiar s-au mutat. Și de ce s-au mutat? Nu pentru că nu-i fain Bucureștiul, care București tu și farmecul lui acolo. Există locuri faine în București. Nu pentru că nu se câștigă bine. În București se câștigă bine, dacă ești un tip calificat. S-au mutat la Cluj pentru că s-au săturat. Pur și simplu s-au săturat de dispreț. Dacă și tu te-ai săturat, dacă și eu m-am săturat, știi unde ne vedem. Ne vedem în fiecare zi de luni până joi la emisiune. Dar ne vedem în 26 mai. Să punem ștampila, așa pun ștampila aia și pentru aia care vor să voteze ALDE sau PSD, nu uitați că este în coaliție, pune ștampila și pe PSD și pe ALDE, bine? Pune ștampila pe amândouă, pentru aia care încă mai vor stânga. V-am pupat!